Cultivarea pomușoarelor devine tot mai populară în rândul agricultorilor moldoveni. Sprijinul statului pentru acest sector bate însă pasul pe loc. O spun producătorii autohtoni care s-au reunit în cadrul unei conferințe naționale pentru a găsi soluții la aceste probleme. În țară sunt peste 4.000 de hectare de plantații de pomușoare, o suprafață de aproape 4 ori mai mare decât acum 7 ani. Fermierii spun însă că performanțele obținute nu au nimic în comun cu suportul primit din partea statului. Statul susține producătorii de fructe moi, în primul rând prin politicile de subvenționare. Deja fondul de subvenționare a atins cifra de 1 miliard, deja este ceva substanțial. Viorel Gavruță din satul Copanca, raionul Căușeni, crește căpșune în serie de aproape 7 ani. Tânărul susține că statul nu i-a dat niciun ban. Statul se laudă de că s-au mărit propriu plantațiile de pomușoare, nu din banii lor, s-ar putea dispus, dar din munca noastră, adică ei pot să ajute doar de subvenții care se întârzi cu greu, dar când trebuie banii ăștia de la subvenție, atunci ele nu sunt. Iar Irina Pompuș din Teleșeu, raionul Orhei, și-a întemeiat acum câțiva ani o plantație de 1 hectar de mure. Femeia susține că a reușit să-și dezvolte afacerea cu forțele proprii, iar acum a ajuns să-și vândă producția și în afara țării. Problema care o văd este la capitolul realizarea producției, ce ține de produsul autohton care ar trebui să fie protejat, pentru că când ajungem în sezon ne trezim cu o cantitate enormă de export. Producătorii de pomușoare spun că în cadrul conferinței în care se reunesc anual au posibilitatea de a cunoaște inclusiv de la experți străini cele mai noi oportunități de dezvoltare a domeniului. Este un eveniment anual unde se întrunesc producătorii, dar și cei care înconjoară acest business de perspectivă, fie producătorii de inputuri, de agrotehnici, fie firme care oferă consultanță în domeniul certificării, băncile care pot să vă ofere credite. Anul trecut, producătorii moldoveni au cules peste 15.000 de tone de pomușoare, cu 2.000 de tone mai mult decât în 2018. Aproape 70% din recolta a fost vândută pe piața internă, iar restul a fost exportat în Rusia și în UE.